Cine e pe fir? Ada? Alo, da. Ada? Da, sunt aici. La mulți ani, Ada, îți spunem cu toții de la 30 de grade. Tu la câte grade ești? Cam puține, dar în casă e bine. Am și eu 20 și ceva în casă. Oh, ați plătit întreținerea, asta este bine. Ada, câți ani faci? Am plătit 33 fac. Mulți înainte, în ce oraș ești? Sunt de la țară, din județul Tulcea. Da, ce tare. Cum se cheamă țara ta? Comuna mea se cheamă Jijila. Okay. Vă mulțumesc mult pentru telefon, vă pup, vă urmăresc aproape în fiecare dimineață, nu chiar în fiecare dimineață. Stai mă că n-o fi la apă, nu toate comunele sunt la apă. Ești la apă? Aproape de apă, pe lângă Bacuri, așa, cam la 20 ceva de kilometri. Am înțeles. Cum mai e peștele de Dunăre? Nu prea-l văd, nu prea din păcate. Vezi? Dar tu de când întrebi de pește? Ești un tip grăsuț. Păi nu te crede nimeni că mă pește. Preferă peștele din lasă picioare de porc. Lasă că se duce la sesiune, la term. Da, e un pește special la Tulcea din jambon. Se da, face are patru, din... jambon afumat. E paricopitat. Ce piesă ai ales pentru dimineața asta? Evident, Carlas. Pe umerii tăi slabi. Oh, oh. Îmi place Maxim. Ceva... Și când textele... îl vedeți pe la X-Factor, să-l pupați din partea mea. Nu, că ne rămâne... Da. Am încercat să-l pupăm și am rămas vopsiți o săptămână. Am rămas rujați. Și aș rămâne și eu, vopsită. Uite ce drăguț, mă! Da. Ce aș da. Mai rămâne vopsită. Da. Draga noastră, piesa asta este pentru tine și numai pentru tine. Mulțumesc, să-ți meargă bine. Vă iubesc și să fiți sănătoși. La mulți ani, weekend fain în 3, 2, 1 și...